Salutare, dragilor! Eu sunt Niculina și bine ați venit la mine! Astăzi pregătim împreună un delciu de prăjitură cu gem de prune. O rețetă pe care trebuie neapărat să o încercați. Pe cât este de simplă, pe atât este de gustoasă. Pentru o tavă de 20 de cm ne trebuie 150 de grame de făină, 75 de grame de unt rece tăiat cu bulețe mici, 50 de grame de zahăr pudră, 300 de grame de gem de prune, fulgi de cocos, un plic de vanilie, coajă rasă de lămâie și un ou. Într-un bol punem 150 de grame de făină, o învârtim cu telul, adăugăm 50 de grame de zahăr pudră, oul îl desfacem și punem doar gălbenușul, plicul de vanilie, coaja de lămâie, untul rece de la frigider, tăiat cu bucățele mici. Amestecăm rapid cu mâinile până obținem un aluat granulat. Adăugăm o lingură de lapte rece, continuăm să învârtim aluatul foarte puțin. Este gata. Îl strângem în palmă, dându-i o formă rotundă. Îl punem într-o peliculă de plastic, dar îl presăm puțin. Fiind mai subțire, se răcește mai repede. Îl dăm la frigider 30 de minute. Ungem o formă de 20 de cm cu ulei și punem pe fundul ei hârtie de copt. Aluatul s-a răcit, îl aducem pe masă, îl punem între două foi albe și îl întindem cu zucitorul, formând blatul. Trebuie să fie destul de subțire. Desfacem hârtia, așa îl transferăm mai ușor în tavă. Îl punem în tavă, îi dăm forma tăvii, presând bine pe margini. Plusul de aluat îl tăiem cu un cuțit direct pe marginea tăvii. Restul de aluat îl facem o bilă și îl dăm la frigider pentru 10 minute. Dăm și tava cu aluatul pentru 10 minute la frigider pentru a se răci untul. Cu o furculiță înțepăm pasta pe fundul ei. Punem o lingură de pesmet pe fundul tăvii, așa absoarbe umiditatea din gem. Punem gemul și nivelăm cu o lingură. Pentru decor, eu fac niște flori. Întindem restul aluatului într-o foaie subțire, ajutându-ne de o hârtie albă. Le tai cu o formă de biscuiți și le așez deasupra. Thank you.
în spațiul liber un fulgi de cocos tăiat bucățele mici. Albușul de ou îl bat cu furculița. Cu o pensulă ungem florile și marginea prăjiturei. Cu o paletă întindem ușor pasta spre interior, pe toată marginea. O ungem cu albuș. Dăm în cuptorul static preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. Controlăm. Este gata, o scoatem din cuptor și o lăsăm în tavă până se răcește foarte bine. Cu o paletă desfacem ușor pe margini. Punem o farfurie deasupra și o întoarcem cu o mișcare hotărâtă. Punem o altă farfurie și repetăm mișcarea. Ne mișcăm rapid, așa nu se strică deasupra. Haideți să o și tăiem. Uitați cum arată. Foarte delicioasă și frumoasă. Nouă ne place în mod deosebit acest deliciu de desert. Asta a fost tot. Poftă bună! Dacă vă place rețeta, vă invit să-mi lăsați un like, un share, un subscribe și să activați clopoțelul. Așa știți imediat când pun noi rețete. Vă doresc o zi minunată și vă aștept cu drag la rețeta viitoare.